Bun găsit! O bătălie strânsă la alegerile prezidențiale din acest an. Pe listă 11 candidați și doar 2 dintre aceștia au ajuns în turul 2. Un număr destul de mare de alegători au votat însă și pentru următorii 3 candidați de pe listă. Tot se întreabă pe cine vor susține aceștia, mai ales în condițiile în care Maia Sandu, cea care se va duela cu Alexandru Stoianoglu în turul 2, a îndemnat alegătorii lui Tudor Ulianovski, ai lui Ion Chicu, pe cei ai lui Octavian Țecu și ai lui Usatăi să o susțină anume pe ea în turul 2. Ce se va întâmpla totuși? Ah, da, și despre rezultatele referendumului discutăm tot astăzi. Alături de mine se află fostul președinte al țării, Petru Lucinski, și fostul premier al țării, Vlad Filat. Bine ați revenit, domnilor, la 7 zile. Vă mulțumesc tare mult că ați acceptat să veniți astăzi și să expertizăm împreună procesele care au avut loc în țară, mai recent, în ultimele zile, dar și următoarele alegeri, turul 2, care va avea loc pe data de 3 noiembrie. Vreau să încep cu dumneavoastră, domnule președinte. Cum ați caracteriza într-o propoziție rezultatele referendumului constituțional care a avut loc pe data de 20 octombrie? Într-o propoziție nesatisfăcător. De ce? Acum se discută foarte activ, fiindcă concluzia mea e următoarea, că așteptările erau altele. Așa. Întrebarea, da, de ce n-au putut, cei care au făcut studii diferite și mai departe, n-au putut spre vadă măcar cât mai aproape de realitate. Eu cred de ce, fiindcă ultimele ani a lipsit dialogul și contactul cu societatea. Deci, oricare guvernare vine, dar ei trebuie să apă sub controlul societății. Așa. Deci, lipsa aceasta de discuții i-a făcut și au făcut iluzii că tu vorbești numai cu o grupă de oameni. Dar spectrul ăsta e foarte larg și societatea moldovenească e foarte complicată. Eu vă spun un caz când încă era în ajunul independenței. Noi cu domnul Pascare, fostul prim-ministru, domnul Râșcov, era prim-ministru al Uniunii Sovietice. Așa. I-am povestit despre Moldova și el spune: Păi la voi e cea mai complicată situație din toate republicile. Fiindcă și din punct de vedere istoric, etnic, social și toate celelalte, creează un conglomerat și trebuie o activitate, un lucru cu oamenii foarte delicat, deschis, dar trebuie de vorbit cu oamenii. Și trebuie de acceptat că oamenii sunt diferiți. Este o vorbă că tu ai o părere, altul altă are părerea alta, dar nu pot toți să aibă aceeași părere care o ai tu. Asta e concluzia mea, că lipsa de comunicare a puterii, a guvernării, fiindcă ea e prezentată la aceste alegeri, da, cu diferite categorii a societății noastre, a adus la crearea acestor așteptări sau acestei iluzii că referendumul trebuie să treacă în jurul de 60%. Așa. Încă un moment foarte principal. Toată discuția asta se ducea în jurul despre aderarea noastră la Uniunea Europeană, integrarea europeană. Și eu vă asigur că dacă ar fi fost întrebarea aceasta la referendum, până la 70% vă dau garanție că aveau să fie votat. Dar, între timp, repede, se ivește un text întreg care de schimbarea Constituției. Așa. Și eu aud ce vorbesc cu oamenii și vorbeau și atunci. Care e neîncrederea? Păi cum? Noi permitem ca cu votul majorității, cu legea organică de schimbat Constituția. Și având momentele acestea de neîncredere, că istoria acestor 4 ani mai făcut schimbări care au trezit
în mediul juridic, în societate, niște lucruri din neîncredere, că e bine sau nu e bine. Oricum, juriștii deci nu acceptau așa schimbări. Și iată, eu sunt convins că anume această problemă, și pentru mulți mi-au spus și mie, că dacă era pur și simplu întrebarea, sunteți pentru aderarea Republicii Moldova către Uniunea Europeană? Sau... rezultatul avea vă asigur că era o procentul care vi l-am spus. Dar având în vedere că introducerea aceasta au trezit mare încredere și iată toate lucrurile acestea s-au scondat cu ceea ce am văzut. Domnule prim-ministru, domnul președinte a spus nesatisfăcătoare. Dumneavoastră aveți un termen, am citit recent pe rețelele de socializare, ați făcut mai multe postări în care cumva ați etichetat rezultatele acestui referendum constituțional. Mulțumesc, da, dacă... am să încerc foarte pe scurt, dincolo de etichetare, eu am făcut o analiză. Așa. Care cred că era absolut necesară. Un referendum care vizează o problemă atât de importantă și vizează nu doar o persoană sau un grup de persoane, chiar dacă este partid majoritar aflat la guvernare, ea trebuie să întrunească consens. Ori, acest referendum, am vorbit în studioul dumneavoastră nouă dată, el a fost într-un fel, într-o manieră egoistă, asumat de un candidat, nici măcar nu de un partid, încercând să se identifice cu procesul de aderare la Uniunea Europeană. Ori, acest proces, încă o dată, el trebuie să fie al întregii societăți, o să continui în același sens, deci lipsa de comunicare, cel puțin, la nivel de grupuri, da? Partide, grupuri sociale, acele consultări care au fost mimate, ele nu au rezolvat problema. Divizarea din societate care a venit în urma actului de guvernare, împărțirea în oameni buni, oameni răi, oameni care au dreptul să vorbească despre Uniunea Europeană, oameni care nu au dreptul să vorbească despre Uniunea Europeană. Și aș putea să mai continui. Însă, ceea ce este important de menționat, ca concluzie generală. Acest referendum nu a fost unul necesar. În cel mai rău caz sau bun caz, hai să-i spunem așa, pentru a vedea ce crede cetățenii Republicii Moldova despre Europa și despre aderarea la Uniunea Europeană, trebuie să fie organizat un referendum consultativ, drept exemplu, dacă se întoarcem în istorie, în anul 1999, așa, în timpul alegerilor locale, domnul președinte Lucinski a inițiat și a fost petrecut un referendum consultativ, în baza căruia vezi atmosfera în societate și acționezi. Acum vorbeam de concluzie. Sub aspectul legalității, eu, așa cu greu să spun, că a trecut la o limită foarte mică, dar la capitolul legitimitate, categoric nu. Să spunem foarte clar, din total alegători, pentru au votat doar 22% din cetățenii cu drept de vot. Și votul ăsta se materializează în modificarea Constituției, care eu subscriu. Creează foarte multe semne de întrebare. Tu nu poți să cedezi suveranitate, da? Că de acolo cam așa iese, înainte de a fi acolo. Dacă ne uităm și la tratatul de la Lisabona, sunt două direcții. Primul de intrare, posibilitatea de intrare în Uniunea Europeană, dar și posibilitatea de ieșire. Deci sunt mai multe aspecte care trebuie luat. Concluzia, încă o concluzie. Și apropo, domn președinte, dincolo de text care era jos înainte de votare, era scris expres, sunteți pentru aderarea la Uniunea Europeană. Deci mesajul ăsta a fost transmis și cu toate acestea votul nu a fost întrunit. Eu cred că oricum noi vom mai avea un referendum la acest subiect, așa cum este și necesar, atunci când vom finaliza negocierile pentru aderare și pentru ca să fie acceptat acordul de aderare. Și un ultim aspect. Acest exercițiu
el eminamente trebuia să întrunească consensul în societate, care nu a fost atins, și de acest lucru era este responsabil guvernarea. Atunci când guvernarea organizează un referendum și este responsabil de acest proces și vorbește despre fraudare, asta este foarte grav. Asta înseamnă că guvernarea nu are capacitate să organizeze exercițiu. Acum vorbesc toți despre guvernare și despre fraude și o parte și cealaltă. Cei din IES spun că a fost fraudat acest referendum de către exponenții actualei guvernări. Exponenții actualei guvernări spun că acest referendum a fost fraudat prin cumpărarea voturilor. Nu! Și se face trimitere la acele 300.000 de voturi care au fost cumpărate pentru a vota nu la referendum. Până la urmă, acest plebiscit, el a fost sau nu fraudat? Și dacă da, de ce atunci se vorbește despre legitimitatea lui? Vă rog, domnule președinte. Asta nu ne puneți întrebările acestea nouă de legitimitate. Sunt structurile respective care se dă concluzie, se dovedească, se tragă la răspundere pe cei care au încălcat. Noi vorbim acum de aspectul social, politic, dacă doviți, strategic și mai departe. Deci de la bun început, când a fost anunțat că se va produce un referendum, mi-am întrebat. Am spus că nu e necesitatea aceasta acum de a petrece referendum, fiindcă numai decât trebuie să-l petrecem după terminarea negocierilor. Dar dacă autoritățile au luat decizie, trebuie să aibă în vedere că ei trebuie să răspundă de lucrurile cum se organizează. Organizarea a fost în felul următor, că noi suntem foarte meșteri la toate chestia, să exagerăm. Problema asta cu referendumul artificial e exagerată și s-a dus de la să facă discuții pe programe celor care se înaintează la ca președinte de țară, s-a discutat tot timpul referendum. Vă spun absolut clar. Referendum, dacă s-a început, bine, dar m-am întrebat, n-au vrut publici probabil, dar m-am întrebat, nu de mult. Și am spus așa, nu joacă niciun rol. Fiindcă dacă, de exemplu, referendumul nu trece, negocierile merg, toate documentele sunt semnate. Așa. Europa nu e în mână. Bine, n-a avut loc, o să mai fie următorul referendum. Deci noi exagerăm toate lucrurile. Eu văd toate discuțiile, cât au fost, s-au dus, au cumpărat, lasă-i găsească. Cumpărarea asta mai e rușine pentru noi. Nu mai înțeleg. Eu informația din presă. În unele raioane, unde nu a ajuns ăștia care cu bani. Dar votarea e cam aceeași. Jumătate la jumătate sau ceva. Deci ideea cu petrecerea referendumului împreună cu alegerea președintelui, a fost o idee greșită. Și indiferent cum toată socoteala la urmă, concluzia care a fi, nu joacă rolul hotărător pentru integrarea noastră în Europa. Alte probleme sunt pe ordinea de zi. Probleme care probabil le-am discutat și astăzi însă aici. Cum venim noi, cu ce venim cândva? Exact. Eu vorbesc de vreo 20 de ani la tema asta, când discutam cu europenii, sigur, veniți la masa noastră, dar veniți cu mâncarea voastră, înțelegi? Fiecare vine cu mâncarea lui de acasă. Păi, trebuie să fie. Înseamnă că starea social-economică, condițiile de trai, libertățile necesare pentru dezvoltarea omului și societății. Asta e problema, cu ce asigurăm, cu ce venim noi. Și asta trebuie discutat în primul rând. Domnule prim-ministru, spuneați, inclusiv și dumneavoastră, dar și alți politicieni din opoziție, că acest referendum, această idee de a organiza referendumul în aceeași zi cu alegerile prezidențiale, de fapt ar fi un truc politic pentru a aduce dividende și voturi Maia Sandu. În ce măsură acest instrument a ajutat-o pe președintele Maia Sandu în turul întâi al alegerilor prezidențiale? Din punctul meu de vedere, calculul a fost din start greșit, fiindcă iarăși nu știu să citească cifrele și nu au contact cu realitatea. Atunci când, în toate sondajele, da, se arată că peste 60% din cetățeni sunt nemulțumiți de modul de guvernare, când 75% consideră că guvernarea este coruptă,
Când anti-ratingul, președinte, este de 60% și încerci să te agăzi de valorile europene în speranța că treci din primul tur, că asta a fost miza. Referendumul a fost lansat având miza câștig din primul tur. Și s-a primit invers. Deci nu referendumul a tras candidatul la președinție, Maia Sandu, dar Maia Sandu, fiind într-o chipare a guvernării, a tras în jos acest referendum. Mă rog, eu tare sper că se vor trage și niște concluzii, vom învăța și niște lecții, nu doar cei de la guvern, noi toți ca societate, cu toate de vreo 33 de ani, tot învățăm și nimic nu se primește. Cu adevărat, problemele sunt de altă natură, importante și care n-au fost discutate, eu aici subscriu, n-au fost discutate serios în această dezbatere pentru președinție. Care sunt cele mai importante probleme care trebuiau înaintate în acest exercițiu? Eu aș fi vrut să văd de la candidați discuții, pornind de la competențele președintelui. Cum vede el, în primul rând, o diagnoză a problemelor, dacă înțelege exact care sunt problemele cele mai grave ale Republicii Moldova și cum vede dânsul, încă o dată, din calitate de președinte. Eu am auzit că vor da prânzuri calde, vor face, nu știu, asta nu președintele face, președintele are rolul de inițiativă, dacă vreți, lider moral și politic. Dar la implementarea proiectelor astea, care sunt atractive, spre exemplu, pentru alegător, dar nu țin de competența președintelui, încă o dată s-au pierdut în astea, dar nu au vorbit de problemele strategice de dezvoltare. Și, cum să vă spun, divizarea asta, eu revin iarăși la divizarea care este la ora actuală în societate, va trebui să muncească foarte mult pentru ca să fie depășită. Vis-a-vis de legitimitate sau legalitate. Curtea Constituțională, având la bază toate actele necesare, obligatorii când vor fi depus la Curtea Constituțională, va decide, validează sau nu. Noi putem să ne dăm doar părere. Apropo de Curtea Constituțională, am analizat în aceste zile, înainte de a veni aici în emisiune să documentez subiectul, și am auzit o opinie care cumva mi-a stârnit atenția, dar vreau să vă întreb pe dumneavoastră, pe domniile voastre, probabil cunoașteți mai bine, nu sunt expert în legi constituționale, dar așa se face că acea opinie este reflectată astfel. În luna aprilie, Curtea Constituțională, de fapt, a dat undă verde unui alt text pentru acest referendum, pentru acest exercițiu. Și, de fapt, în decizia curții era cuvântul a revizui. Ceea ce am primit noi în buletinul în care am ales opțiunea da sau nu pentru referendum era cuvântul modificare. Diferă acești doi termeni și schimbă cumva sau vor influența ele cumva decizia curții de a valida sau nu acest exercițiu, domnule președinte? Sau, de fapt, este o opinie care nu este bazată pe fapte reale și pe... Nu am idee. Așa? Dar revizuirea și modificarea... Tot depinde autorii care conținut introduc în noțiunile acestea. E clar că este diferența. A revizui înseamnă că este ceva și a spune altfel. Așa. A modifica e mai legeră formula aceasta. Dar încă o dată, spun, nu știu, este niște detalii care nu trebuie noi să le discutăm aici. Nu discut cu niște, lasă discute. Eu n-am observat lucrul ăsta și vreau să vedem ce spun specialiștii în chestia asta. Bun, haideți să vedem atunci, să conturăm împreună cu dumneavoastră niște posibile scenarii pentru turul 2 al alegerilor prezidențiale. Ce se va întâmpla mai departe, domnule președinte? Cum vedeți tabloul următor al politicii din Republica Moldova? S-au întâmplat două lucruri interesante. Deci noi tot timpul vorbeam că Moldova, factorul geopolitic, e în centru atenției. Acum o s-ar părea că nu, dar tot, oricum, iar factorul geopolitic.
Ești cu roșie, ești cu Kremlinul, înseamnă că asta e cu Estul. Așa. Nu ești aici cu nostru și mai departe. Bun, noi n-am putut evita chestia asta, deși s-a încercat. Mă rog, este asta un pas înainte, în maturizarea societății moldovenești? Nu știu, că vă spun, e cam camuflată chestia aceasta, dar vreau să zic că noi încă n-am ieșit din starea aceasta. Așa. Oare încolo, oare încolo. Nici de cum nu ne putem trata aici cu o țară, suntem, da, cu totuși cu particularitățile noastre foarte bune și atractive. Da, țară mică, dar frumoasă, istorie, posibilități, toate. Cine vine aici, nu o să îngrodat. Cine vine aici, cu lacrimi se duce după asta. Dumneavoastră cred că tot știți. La tuturor le place, numai noi nu ne place unul altul. A doua problemă și s-a întâmplat. Deci, iar referendumul. Adepții doamnei Sandu spun că cei care au votat contra referendumul, de fapt, au manifestat deci contra integrării europene. Da, doamne președinte. Și acum ai 50-50. Amă, cine poate să ghicească? Eu nu știu, în mod direct se lucrează cu procentele care, cât o câștigat, cine îmi vedea ce fel de declarator mai face ceilalți candidați, dar situația, deci mozaica aceasta vine așa că acum 50-50. Așa. 50-50. Mai departe, care poate fi rezultatele? Este așa o frază, eu o foloseam întotdeauna. Poate 100 ca să bată 1000. Poate. Dacă 100 e organizată. Acum, eu nu știu care e activul candidaților de astăzi. Fiindcă, nu, bine, ne cunoaștem așa la îndepărtare. Dar depinde activul lor cum va lucra și cum va organiza. Fiindcă încă o dată vreau să spun că baza socială e cam aceeași. O să vedem zilele astea dacă ne-au mai dat poate niște sondaj, dar în general noi tot interesant că niște sondaj le-au dispărut. Făceau dispărut, am citit eu sondaj la telefon. Păi asta înseamnă că nu știe psihologia moldoveană deloc. La telefon el nu-ți răspunde niciodată cum o să puteze. El în direct nu prea răspunde. Da. A doua, eu am așteptat și le spuneam la foarte mulți. Zic, eu aștept cu interes rezultatele din un punct de vedere. Eu știu că dacă îi presez pe alegătorii moldoveni, faci presiuni, el votează contra. Deci chiar e interesant cum o să fie rezultatul. Exact. Fiindcă a fost, tot auzi, ba, acolo presiuni, trebuie să faci asta așa, trebuie să faci asta. Nu merge la noi, trebuie să vorbești cu oamenii. Trebuie să-i convingi asta, toți o spun lucrurile astea. Trebuie să ai răbdare pentru asta. Nu știu, deci pentru mine rezultatele viitorului, viitoare alegeri, astea, votare de pe data 3, nu e clară încă, fiindcă, încă o dată vă spun, eu nu știu cât este de organizație oamenii aceștia. Bine, este diaspora. Organizată, neorganizată, nu știu. Aici la noi s-ar părea că ăștia care sunt mai aproape nu de putere, fiindcă totdeauna opoziția are niște priorități aici. Iar poate să critici, poate să facă orice, dar cel care e la putere trebuie să răspundă. Și aici se vedem cum s-or manifesta zilele, este o mită. Dar asta e. Noi suntem la o competiție când aproape pozițiile sunt apropiate, aproape egale, dacă vorbim din punct de vedere cei care nu au votat. Asta e o chestie parcă cam ascunsă, dar noi vedem care unii e la finala. Așa că o să vedem. Domnule Filat, dezbaterea dintre cei doi candidați a fost practic trebuie să spunem telespectatorilor noștri că această emisiune se înregistrează vineri după amiază. Dezbaterea încă nu a avut loc, emisiunea noastră este difuzată duminică seară, prin urmare noi putem vorbi despre această dezbatere dintre cei doi candidați la timpul viitor. Ea va avea loc duminică dimineață. Această dezbatere, ea va înclina în balanța? Sigur, este un element extrem de important. Eu tare sper că această dezbatere să aibă loc până la urmă. Bâlbâiala asta și cu dezbaterea tot cu greu s-a primit.
și sper că s-a primit până la urmă. Ea este, încă o dată, foarte importantă. Oamenii vor vedea, da, pe viu, nu prin intermediul ziarelor sau posterilor care sunt puse în ușă și tot așa mai departe, ce reprezintă fiecare candidat. Eu îi cunosc pe ambii foarte bine, așa, spre exemplu. Mie mi este mai ușor. V-ați schițat un scenariu deja pentru ce va urma după data de 3 noiembrie? Dar până vorbim ce va urma pe data de 3 noiembrie, noi trebuie să vedem ce s-a întâmplat pe 20 octombrie. Așa. În structura votului. Deci eu doar trei elemente le dau astăzi, care sunt extrem de importante. Prima, votul în țară. Maia Sandu a acumulat 37%. În perspectivă, urmărind rezultatele celorlalți candidați, care evident sunt de opoziție și nu au votat, cu candidații fiind în opoziție guvernare, nefiind de acord cu guvernarea. Pornind la mobilizarea care urmează să aibă loc, din păcate, iarăși, în urma isterizării, ceea ce nu înțelege guvernarea, că isterizarea nu duce la mobilizare. Isterizarea societății duce la protest, la vot de protest în rezultat. Și în exercițiu matematic, dacă ne uităm, se va decide de prezența la vot în diaspora. Și rezultatul se va răsturna doar în cazul în care în diaspora vor participa 350.000 de alegători, deci cu 110.000 mai mult decât au fost data trecută. Da. Și din păcate este un lucru, am mai spus că o spun niște date, deci prezența în Republica Moldova a fost una exemplară, 70% de alegători au ieșit la vot. Cu 10 ani în urmă a fost o astfel de participare. Alt element, vârsta de la 18 la 25 de ani, 60%. Procent participare, iar 55-75, tot un procent foarte mare. 80%. Deci a fost o prezență exemplară. Să vedem în urma presiunilor care sunt făcute acum, ce va urma. Domnul președinte a spus și eu sunt de acord. În urma presiunilor, tot timpul votul de protest crește. Pentru că omul se duce la vot, dar votul e mai tare ca glontele, știi, câteodată. Da. Asta e axiomă. De ce? Sigur, dezbaterile sunt importante, extrem de importante, dar asta vreau să spun. Foarte rău este că și de această dată va fi un vot care va decide, da? Împotrivă, dar nu pentru. Împotriva Maia Sandu în cazul nostru? Împotriva guvernării sau actului guvernării. În mod firesc, într-o societate care este sănătoasă, da? Votul este pentru. A cui program e mai bun? Care candidat este mai bun? Dar la noi, nu știu cum așa se întâmplă pe parcursul timpului, votul de blam. Și noi am mai avut câteva etape când votul de blam a dus inclusiv la majorități în Parlament. Apropo, PAS-ul a ajuns la guvernare tot în urma unui vot împotrivă. Să nu credeți cumva că au votat pentru deputații care de pe băncile universității au ajuns în Parlament. A fost un vot de blam, având un lider popular, vorbim de Maia Sandu, asta. Cât de mult va câștiga în imagine actuala președinte Maia Sandu dacă strategia de promovare și de PR se va axa pe retorica Stoianoglu este omul Kremlinului, pentru că așa deja am auzit această retorică, cel puțin a fost aici la noi în studio, în ediția de sâmbătă, purtătorul de cuvânt al guvernului Daniel Vodă, care a spus că Ilan Șor își concentrează acum toată artileria, tot arsenalul în jurul candidatului Alexandru Stoianoglu. Cât de mult va câștiga candidatul PAS Maia Sandu pentru promovând această retorică? Iarăși avem ceea ce spuneați dumneavoastră, domnule președinte, o luptă geopolitică. Ăsta e al vestului și ăsta e al estului. Eu în detalii astea nici nu vreau să... cu ușor. Asta de acum s-au făcut... strategii de campanie. Greață la toți. Eu nu știu... Și totuși avem un fenomen care are imixtiune în procesele tării. Mie îmi spun oameni că... bine, nu s-a discutat niciodată. Vii într-un sat, spui că eu oameni buni.
nu se poate de făcut chestia asta, fiindcă asta ne îngrădește integrarea noastră în Europa. Nu ne facem de rușine. Noi trebuie să înțelegeți. Au făcut niște discuții cu oamenii. Nu că să nu înțeleagă oamenii, înțelegeți, pentru niște... Deci, pe urmă, nu poți să dovedești de aici, că au luat bani și au votat așa sau așa. Eu nici n-am idee cum poate de controla toată chestia asta. Dar eu știu că oamenii noștri spate de vorbit. Nu știu, și mie mi-e interesant. Eu chiar m-aș duce undeva, să întreb pe aici de unde au votat, spune că au votat pe bani. Să vorbesc cu oamenii care, voi înțelegeți, deci prețul acestei situații. Noi mergem acum în Uniunea Europeană, unde avem niște posibilități care nu au mai fost văzute niciodată, înțelegeți? Cum le-am valorifica, cum le-am înșura, asta e altă întrebare. Dar și noi punem la bătaie sau punem, subminăm toată chestia asta cu de vorbit cu oamenii. Mie îmi pare că e cam exagerată chestia asta, înțelegi? Că venit, eu nu cred că toți moldovenii, așa numai, eu n-am idee și nu cred eu că oamenii numai pentru banii ăștia, câți bani? Haideți să vedem câți bani au luat după o scurtă pauză de publicitate, domnule președinte, domnilor și domnilor, rămâneți aproape, revenim imediat. Iată, ne reveniți în studio, doamnelor și domnilor. Înainte de publicitate vorbeam cu invitații mei, care sunt fostul președinte al Republicii Moldova, domnul Petru Lucinski, și fostul prim-ministru al Republicii Moldova, domnul Vlad Filat. Vorbeam înainte de publicitate despre această încercare, această tentativă de a corupe alegătorii din Republica Moldova și cât de reală este această schemă și în ce moment s-a ajuns să avem o astfel de imixtiune în procesele electorale ale țării. Domnule Filat, dumneavoastră, domnul președinte, spunea că nu prea crede în noi am vorbit de atâtea ori și inclusiv la dumneavoastră emisiune și mulțumesc pentru invitațiile care mi le-ați făcut, pot transmite și eu gândurile mele către telespectatori. Despre lucrurile se cunoște de mult. Întrebarea mea este de ce nu s-au luat măsuri înainte de alegeri? De ce? Din cauza ori că sunt incompetenți, orică au avut nevoie de acest instrument, șorul, eu spuneam odată, dacă nu era șor, trebuia să-l inventeze. Așa. Eșec într-o reformă, șor e de vină, eșec în altă reformă. De fapt, eșec peste tot, cineva este de vină. Ori guvernarea este despre asumare, nu despre căutarea scuzelor. Cu tot, lucrurile sunt inversate în fond, din păcate, la ora actuală. Acum, ceea ce ține de încercarea de a juca pe... Înțelegeți? Eu aș vrea să aud argumente de ce Stoianoglu nu-i bun ca președinte. Că așa să le iei să-l pui în buzunarul roșilor, că e cu ușor, că e cu acela, e foarte, foarte ușor. Acum, eu vreau să vă spun în cunoștință de cauză. Eu am spus că îi cunosc pe amândoi foarte bine. Așa. Dar chiar foarte bine. Înainte de toate, ca să spui că Stoianoglu este cu rușii și așa mai departe, trebuie să spui că el este și cetățean european. Așa. Odată. Doi. Fiind președinte a Comisiei Securitate, Ordine Publică, Apărare, dânsul a fost raportorul principal din partea Parlamentului pe tot pachetul de legi, condiționalități pentru liberalizarea regimului de vize, pe care l-am obținut. Așa. Trei. A fost responsabil pe dimensiunea comisiei pe care o conducea de tot ce înseamnă acte aprobate în Parlament, sigur prezentate de guvern, pe dimensiunea acordului de asociere și acordului de liber schimb. Și vreau să spun că votarea ratificării acordurilor, acordului implicit de asociere și implicit de liber schimb, a fost cam la limită. Și vreau să vă spun că dânsul a votat spre deosebire de alții. Astea sunt fapte, astea nu sunt vorbe și insinuări, că eu nu îi sunt aici avocatul dânsului, dar nici nu pot să accept ștampilele astea. Domnul președinte știe mai bine și ca mine. Eu am avut ștampile puse dumnealui, că ia lui ăla. Ceea ce nu este corect. Pentru că, dincolo de etichetările respective, noi o discutăm acum așa separat, dar au loc și alte atacuri, pornind de la etnie și multe, multe, multe lucruri care, eu vă spun, nu ne face față.
pur și simplu nouă nu ne face față ca societate, care spuneam tot timpul, suntem toleranți, suntem oameni care ne ascultăm unii pe alții, putem vorbi. S-a ajuns, încă o dată repet, s-a ajuns cam prea departe. Și ceea ce ar trebui, eu nu o sfătui pe doamna Sandu, ea decide singură cum procedează, ceea ce ar trebui dânsa să facă de acum încolo, cât mai este timp, să transmită un mesaj, da? Dacă tot de pace se vorbește, de pace, de necesitatea consolidării. A transmis după aia un mesaj? Nu, eu n-am citit în mesajul ăla, decât o să vedem, o să schimbăm mănușele, o să facem, o să dregem, un mesaj așa un pic răzbunător, amenințător. Și lucrul ăsta nu face bine. Domnule președinte, cum facem să aducem moldovenii în acea albie a păcii și a normalității, în condițiile în care în ultimele zile tot mai des vedem declarații xenofobe, de ură, de dezbinare, de discriminare a moldovenilor pe criterii politice? În familie au ajuns oamenii, membrii aceleiași familii, să se certe pe motive politice, să se alunge din case unul cu altul, și ajungem în condițiile în care trăim un fenomen practic fără precedent pentru țara noastră, care, iată, împreună aici cu dumneavoastră am ajuns la concluzia că totuși suntem un popor tolerant, un popor de oameni harnici și iubitori, așa cum ne știu peste hotarele și peste granițele țării. Bine, vă spun și gândesc eu la tema aceasta, dar un moment ca să încă... Vă rog. Deci specificul acestei campanii și a zilei de astăzi. În toată campania noi n-am avut niciunul anti-european. Asta e un progres care reflectă presiunea societății. Fiindcă de ce? No, nu și-a luat, nu și-a asumat nimeni. Spune ce aici se vorbea până acum, că numai ori încolo, numai la Moscova și mai departe. Nu, vreau zic că se mișcă lucrurile cât ceva. Așa. Fiindcă au conștientizat că, eu am spus undeva, zic că asta e realitatea. În politica moldovenească multe nerealități, multe iluzii, multe prostii. Fiindcă realitatea e de așa natură, că nu-i alt instrument, mai bine zis instrument, dar nu-i alt de centru, nu-i alt centru care ar fi mai convenabil pentru dezvoltarea Moldovei decât aflarea în Uniunea Europeană. Și trebuie să recunoaștem un lucru, că cum spune, nu e rău, e rău cu rău, dar e mai rău fără rău. Așa. Uite cum interesant cum se aranjează lucrurile. Conflictul ăsta între Rusia și Ucraina a ridicat națiunea noastră extraordinar. Noi ne-am manifestat nemaipomenit. Eu vă spun sincer, mie mi-a ieșit lăcrimi. Când am văzut cum au ieșit a noștri cu mașinile la hotare, noi continuăm chestia asta și când Organizația Națiunilor Unite oficial au umblat niște gramate și mai departe Republicii Moldova pentru că ne-am manifestat așa. Și iată, în pachetul ăsta, cum spunem, noi mergem fiindcă se simte niște lucruri, dar cine vrea ca să le observe, că Uniunea Europeană e gata să margă la niște pași politici neobișnuiți, ca să primească Ucraina, indiferent de situație, de toate regulile care sunt pentru aderare. Și mergem și noi acolo. Și chestia asta, trebuie să spunem că guvernarea de astăzi a folosit-o foarte bine. Așa. Dar este un moment. Viața e mai mult complicată, mai complicată decât un factor sau o direcție externă. E bine Uniunea Europeană. Dar oamenii spun, bine, dar noi trăim mai rău. Și aici, iată, asta e problema. Problema în ce măsură balanța aceasta, proporționalitatea politică țării față de factorul intern și extern. Vă spun, predomină în toate țările, dacă vrei să ai chiar o politică externă bună, trebuie să ai o politică internă cu rezultate bune. Să vii cu ceva. Așa, și în cazul nostru avem sau nu avem, domnule? Sau vii cu niște argumente. Eu nu știu, poate vom reuși astăzi un argument, să spunem, care
o întrebare care e bogăția noastră tot. Cu ce venim noi în Europa? Da, cu ce venim? Am să vă spun, foarte interesant. Și iată, să spunem lucrurile acestea care parcă din diferite părți luate, din diferite laturi, dar ele vin la un punct că s-a creat o situație favorabilă pentru Moldova care trebuie să o folosim la 100%. Și trebuie în interior să găsim limbaj comun, să avem o poziție comună. Acum, bine, dați întrebare, cum să consolidăm societatea? Fiindcă asta e toată întrebarea. Eu am citit niște materiale, este așa o carte, deși unele țări sunt bogate, dar unele săraci. Autorii au devenit laureați premiului Nobel, acum zilele acestea. Așa. Cu altă ocazie am să vă povestesc, e foarte interesant. Dar este un lucru care putem să-l spunem și acum. Da. Deci, noi s-ar părea că nu avem prea mare surse de unde să fim bogați, dar totuși este ceva care ne deosebește de alții. Și asta e solul nostru și pământul nostru. Anul acesta, în vară, în Italia, a avut loc un congres unde au participat 180 de țări. Pe problema pedologică, se numesc aici, de care se ocupă cu solul. Și a fost declarat încă o dată. Moldova are unul din cele mai bune soluri, cele mai bune pământ din lume. Așa. E mai mult, mai mult decât naftă, petrol și gaz, fiindcă cele se epuizează. Dar asta trebuie să ai grijă. Asta e problema noastră. În interior, noi nu avem ceva care predomină. Eu numesc așa niște programe, niște proiecte generale care să creeze o agricultură și industrie prelucrătoare care ne dă nouă posibilitate să trăim bine. Piața este... toate depinde numai de activitatea de noastră. De ce nu există iată, voință? De investiții, toate celelalte. Bine, dar nimeni nu se ocupă de chestia asta. De ce, domnule primar? Acum, ca să termin, eu numai zilele astea când cum valul ăsta mergeau alegerile încă, da, și eu am văzut că Ministerul Agriculturii deci a dedicat problema irigației ca un proiect național. Bravo! Pentru noi trebuie să avem vreo 10 proiecte inițiate naționale care ridică țara și ne dă posibilitatea să trăim bine. Dar creează locuri de muncă. Și când spunem noi că veniți băieți acasă, asta nu e 91. Unde să vii? Dacă eu spun că avem un proiect în care, de exemplu, revenim la creșterea tutunului. O chestie foarte bună. În Orhei, o fabrică mică, și că au plătit la impozite la stat vreo 200 de milioane, nu știu cum. Sau aceleași prune, de exemplu, sau vităritul. Noi tot timpul ne-am ocupat cu lucrurile astea. Piața este. Numai trebuie de făcut asta modern, trebuie de făcut cu ambalaj respectiv, cu soiurile, cu sorturile respective și așa mai departe. De ce? Iată asta, dacă oamenii, și acum, eu nu știu, au mai rămas câteva zile, dar în programele acestea care se discute, eu aș vrea ca pretendențe să spui cum văd ei dezvoltarea Moldovei. Eu, de exemplu, o văd. Dar eu o văd din creșterea în interior, ca să vedem noi care e prioritatea. Cine am ocupat noi sute de ani? Dar în mod de acum contemporan, modern și mai departe, putem să venim noi pe piața europeană și la masa Uniunii Europene și mai departe. Cu rezultat. Asta e. Domnule prim-ministru, de ce nu s-a făcut până acum și de ce nu avem astăzi să avem cu ce să livrăm rezultate? De ce astăzi noi nu livrăm rezultate și cetățenii sunt dezamăgiți, așa cum a spus dumneavoastră, și dau un vot de protest? În cauza că un proces amplu, bazat pe strategii de dezvoltare finanțată, a fost frânt. Pentru că la noi procesul politic, din păcate, afectează direct procesele, inclusiv economice, sociale și tot așa mai departe. Eu țin minte întâlnirile mele dese la început de mandat cu prim-ministru Belgiei. Așa. Noi nu aveam președinte ales, la ei au căzut guvernul și nu puteau alege guvernul. El era interimar.
El mă întreba când alegem noi președintele, eu îl întrebam, dar voi când alegeți guvernul? Așa. Știți care era diferența? Că adânși instituțiile, chiar dacă guvernul este în demisie și își exercită atribuțiile, funcționează. Revenind la discuția anterioară, cu cine ducem noi în Europa? Noi trebuie să ajungem acolo nu ca cenușăreasă. Noi trebuie să avem instituții funcționale. Trebuie să avem economie funcțională. Trebuie să avem protecție socială, structurată și iarăși funcțională. Și multe, multe alte lucruri. De aceea doar declarativ că noi mergem în Europa nu merge. Iar vis-a-vis de ce nu a mers. Domnul președinte, în 2011 s-a început și cred că în 2014 s-a implementat primul proiect amplu de irigare finanțat din grantul oferit de către Statele Unite ale Americii în sumă de 103 milioane de dolari pe stații de pompare și transport de apă până la teritoriile ulterior de distribuire pe Prut și pe Nistru, care asigură irigarea a 2500 de hectare. Doar că trebuia de continuat acel proces. Ministrul actual n-a spus nimic nou, pur și simplu a fost pierdut 10 ani de zile. Știți cum? Te pornești, dar nu ajungi. Pentru că scopurile nu sunt definite. Ce spunea domnul președinte este exact. Noi trebuie să avem scopuri bine definite. Dar ca să ajungi la scopul respectiv, trebuie să ai plan de acțiune, trebuie să ai control, trebuie să ai oameni, trebuie să ai specialiști. Nu membri de partid. La guvern, tu nu ai nevoie de membri de partid. La guvern, tu ai nevoie de specialiști care îți genereze plus valoare. Guvernare eficientă, care ulterior se reflectă în votul pentru partidul care l-a delegat. Deci sunt lucruri simple. Dar asta a fost, noi suntem aici mai departe. Ceea ce îmi doresc eu foarte mult, ca integrarea europeană să nu fie legată de un nume, de persoană, așa, și să nu fie legată de un nume de partid. Păi iată, cum aveam Constituția. Și să nu fie dogma asta, că dacă nu e ăsta, gata să oprești procesul de integrare. Nu, societatea are opțiune clară, s-a manifestat, indiferent de cine vine la guvernare, lucrurile trebuie să continue. Mai nu și avem să... și alt soi de sperietori, domnule. Și vreau să închid și granițele. Ei, da, trebuiau să le deschidă ei granițele. Granițele nu le-a deschis pasul. Hai că eu aici nu vreau să întruiesc, domnul președinte. Eu am un pic alt discurs. Noi ne-am înțeles că discutăm calm, liniștit. Despre... Da. Și totuși se întâmplă niște chestii. Da, dar încă o dată. Spiritori, dacă nu o să fie Maia Sandu președintă, gata, se termină tot. Stați un pic. După alegerile prezidențiale, reieșind din competențele președintelui, majoritatea parlamentară în continuare este PAS. Guvernul este PAS. Lucrați, băieți, mai departe. Nu e nicio problemă. Deci, încă o dată, nu poți impune oamenii să voteze prin spiritori și frică. Pe mine asta tare mă deranjează. Uitați-vă, înainte de a veni în studio, am văzut... Așa. Că au publicat, domn președinte, lista la zeci de mii de oameni care se zice că au luat bani, publică numele, familia, adresa, toate datele cu caracter personal. Nu, spuneți-mi ce se întâmplă cu oamenii ăștia. Un fel de eu, mă scuzați, eu poate emoțional, dar în viață eu am întâlnit multe situații, am trecut prin multe, dar pe mine mă miră că și până în prezent nu se înțelege. Spuneți-mi, vă rog frumos, și aici eu îmi cer scuze la domnul președinte. Când trebuiau să meargă mascații prin casele oamenilor? Dacă și era cazul. Înainte de alegeri, nu în timpul alegerilor. Asta e ingerință. Voiați să spuneți ceva, domnule președinte? Mă scuzați, eu am abuzat un pic de tine. Da. Deci nu, continuăm discuția. Deci, poate nu după planul care l-a scris dumneavoastră, că așa e discuția. Nu am, un plan, da, domnule președinte. Stați fără grijă, uite, puteți sunt să două, discutați. Sunt două probleme care nu le-am dezvăluit. Deci discutăm problema cum să consolidăm societatea. Așa. Cine vine la putere... Trebuie să se împartă cu puterea aceasta. Asta și e în business, între altele, același lucru. Dacă vrei să promovezi ceva, trebuie să, cu cineva trebuie să ai, aliați. Așa. În politică asta e cum e 2 înmulțit cu 2 plus 2. Blocarea aceasta de la bun început, eu am spus-o, pentru mine, eu nu știu, eu mă simt când aud cuvântul că nu e de-a nostru, eu pur simplu
Eu nu știu, eu devin într-o stare nenormală. Cum nu te-ai auzit? Dar de unde el? Și divizarea asta când s-a pornit, pe urmă, chemarea, toate apelurile, hai să facem consolidare, hai toate partidele le adunăm și mai departe. Dar eu văd, bine, dar pe aici care se spunem din, am citit chiar alte niște materiale, care vorbesc, care sunt pro-europene, pro-occidentali, tot înțeleg. Trebuie de luat la putere că noi așa, mă, ținem, oameni avem. Oamenii care atât îți plecați, oameni capabili și mai departe. Vreau să zic că din cei rămași aici, baza socială nu ajunge ca să alegi niște specialiști profesioniști care să lucreze în structurile statului. Dar tu vrei dintr-un partid ca să faci o guvernare. Asta e un nonsens. Asta e o greșeală care în timpul apropiat, cum, indiferent cum s-au dezvăluit evenimentele, dar trebuie să fie o concluzie, o lecție pentru noi. Nu se poate așa ceva. Noi suntem o țară mică, trebuie să stabilim niște reguli cultură, etică, să ne stimăm unul mai mult unul pe altul. Și împărțim puterea aceasta în funcții. La început auzeam cuvântul meritocrație, acum nu l-am mai auzit de mult. Într-adevăr de merite. Dar meritele acestea, să văd, oamenii știu. Tare greu în Moldova, eu mă aud cum selectează cadrele, așa de greu le selectează. Dați-mi mie oricare nume de familie, eu în 3 zile vă dau caracteristica omului ăsta. M-am dus în sat, am vorbit cu cine a învățat, cu cine a lucrat, ce soție are, ce rude, ce a făcut. Da. Au făcut lucruri de ce este, înțelegi, care le numim noi, înțelegi, de afiore, de cinstite și așa mai departe. Sau îl știu, oamenii îl știu. Așa e cu judecătorii, așa e cu procuratorii. Dacă voi vreți să faceți ceva, ați vrut repede să faceți, nu luați de la America. Alegeți șeriful, alegeți judecătorul. Am adus șeful procuratorului. Asta e o săptămână, de discuții în Parlament. Procedură de lege. O săptămână de discuții în Parlament, votarea legii și în perioadă, repede. Acum, ce înseamnă vetting-ul ăsta? Înseamnă așa, că când s-a terminat, trebuie să începi de la început, cu omul rămâne om. Numai decât cu cineva a intrat în cărbășeie, a făcut ceva, înțeleg. Pentru că e o stare permanentă de neîncredere și de nervi, Doamne ferește! Deci e consolidarea, vrei, nu vrei, dar să începe de la putere. Trebuie de luat toți oamenii cum scade, să fim mai buni. Eu țin minte, președinte de curte constituționale de astăzi în România, el lucra la ambasadă când eram președinte parlamentului. Și odată am fost în discuție și le-am spus, noi trebuie să fim mai iertători, mai buni, așa cum suntem noi, așa e firea moldovanului, de fapt. Dar trebuie să terminăm cu toate chestiile acestea, înțelegi, de contrapuneri, de atâtea lucruri care superficial ne ceartă, ne încredere. Încă o dată vă spun, ai noștri și de ai noștri trebuie să dispară chiar din lexiconul nostru. Domnule Filat, credeți că este posibil în condițiile actuale să ajungem la acea atmosferă în societate de pace și de calm și de omenie până la urmă sau trebuie de schimbat cam din rădăcină oricum, și oameni și procese? Oricum să ajungem, doar că încă o dată lucrurile de unde încep să schimbe? La fel de acolo de unde încep să se strice, de la așa, cap. Așa, peștele de la cap se strică. Un lider adevărat, el nu impune un punct de vedere, el convinge. Un lider adevărat, el merge și restul urmează, el nu-i gonește ca o turmă de oi. Și, încă o dată, noi trebuie să avem înțelegerea că, eu nu am să fac decât să repet, eu sunt perfect de acord, nu suntem ai noștri și străini, oameni buni, oameni răi, ăla e bun, ăla nu e bun. Ca urmare la vetting, iar dacă revenim la vetting, mă uitam astăzi pe niște cifre. Eu sunt omul care am avut să sufer direct în urma așa numitei justiții din Republica Moldova. Însă cu toate astea, eu consider că ce se petrece în jurul puterii a treia în stat este nedrept. Tu nu poți să generalizezi, să-i faci pe toți
un tot întreg și să pui ștampilă că toți sunt corupți, toți sunt trei și mai departe. Știți, un rezultat direct care îl avem la ora actuală, înainte, la Institutul Național de Justiție, pe un loc scos la concurs, erau până la 10 pe un loc candidați. Anul acesta, din 20 de locuri oferite de institut, știți cât sunt la studii, câți au acces? 12. Deci, deja meseria asta a devenit neinteresantă. Oamenii nu trebuie mie să mă duc acolo și nici nu dovedesc să ajung judecător. Și de cum eu spus, astea sunt lucruri, încă o dată, care nu afectează doar astăzi, dar afectează în timp. Sunt lucruri, domn președinte știe, că el are o expresie, nu putem să spunem la televiziune, dar politica este o chestie foarte fină. Foarte fină. Și trebuie să gândești, nu la ziua de astăzi, dar să gândești așa, în perspectivă. Astăzi tu poți să faci lucruri aparent benefice pentru tine, pentru partidul care îl conduci sau din care ești. Dar lucrurile astea te îngropi politic într-o perioadă imediat următoare. Pentru că înțelegeți, prin minciună și manipulare nu se mișcă lucrurile. Ori, un ultim aspect. Dincolo de manipulările care au fost făcute, știți care e motivul principal de ce au primit votul ăsta de blam? Că este un vot de blam guvernării. De ce? Din cauza că au făcut o campanie bazată pe minciună. În momentul în care tu ieși și spui că ai fericit pensionarii, de pensionarii numai cu facturile pe gaz și tot ce s-a întâmplat cu inflația asta galopantă, cu inflație, cu compensațiile, cu indexările pe jumătate, cu multe lucruri care sunt acolo, cu prețurile care în continuare sunt în creștere. Ei aud că e bine, dar simt că e rău. Și așa pe toate domeniile. Și oamenii reacționează, înțelegeți. Ei reacționează prin vot. Da, noi vedeți că nu spârghiile acestea, nu se în țară gândite, la asta trebuie de gândit foarte mult. Cum societatea influențează asupra puterii în intervalul ăsta de 4 ani? Așa. Am văzut că el e intervenit dat la 4 ani. Nu se poate. Fiindcă noi nu avem instituțiile. De exemplu, societate civilă, da? Așa. Deschideți oricare dicționar. Și o să vedeți, are ceva comun cu ce își scrie în dicționar cu realitatea noastră? În societatea civilă, sindicate, organizațiile pedagogi, mai departe, medici, fermieri, toate asociațiile acestea de oameni. Unii sunt oameni care lucrează în țara aceasta. Iată, cu dânsi se duce. Asta e opinia publică. La noi, opinia publică o pun ONG-urile care sunt create cu concursul puterii. Și apoi urmă îi aduci, îmi aduc aminte de bancul ăsta când în timpul de vechi, vreau zic, un consilier scria raportul, referat pentru șef. Așa. Și apoi deci eu scris referatul, ăla se duce la tribună, dar aici se așează în sală și conspectează. Deci, ele sunt create cu concursul, oricum, a puterii. Și apoi tu îi chemi, sfătuie și îți faci mai departe. Sunt niște lucruri care trebuie în esență de văzut. Noi suntem încă o dată, noi ne cunoaștem unul pe altul, ne știm. Lucrurile acestea, dacă nu le spui deschis, dar încerci să fugi de astea, oamenii nu te cred. Ia să pierde. Și când vorbești de lucrurile astea, când pierde încrederea, toate celelalte se duc. Un moment care vorbeam de laureație este premiul Nobel. El are o cerință, numai una să o spună. Accesul echitabil la activitatea economică. Ce înseamnă asta? Acum el poate fi toată istoria, poate istoria de când făceau ciorapii încă și unul a născocit mecanismul ăsta. Dar licența o dă regina. Și regina zice, dar ce am să fac cu aceștia care fac acum ciorapii, înțelegi? Cum dorm? 50 de ani nu se dă licență. Apoi, iată problema accesul egal
toate lucrurile astea se duc într-o parte cu ceea ce vedem noi, cum e organizat la noi, dar toate tenderele și așa mai departe. Doar e clar de înainte cine o să câștige. Nu cui îi spui lucrurile într-o țară a Moldovei când știu toți că dacă vrei să treacă numai ăsta, păi deodată te înțelegi cu el, că el să aibă ceva în plus. Eu nu știu, o macara, eu țin minte când cu metalul ăsta fieros. Așa. Că trebuie să ai o macara numai decât ca să dai licență. Dar macara are numai unul. Și în toate problemele, situația asta cu aeroportul, nu știu să zic, problemă de stat, atâță. Și... Nu, până dacă astăzi, noi nu avem rezolvat Rodica, această dacă problemă. Dacă ne aduci argumentul că noi vrem o companie de așa, domnilor, niște vinde niște niște tortine și așa mai departe acolo, detalii că vin oamenii din alte țări, sunt noștri comercianți foarte bine. Deschideți lucrurile astea și spuneți, uite, colțul ăsta îl dăm pentru cutare, aici stă pentru cutare, pentru mărfuri și așa mai departe. Și anunțăm, veniți voi, vămi. Iată, lucrurile acestea, când accesul echitabil, asta înseamnă că nu contează, ești un membru de partid, ai tu rude în Parlament, ești cu prim-ministru sau cu altă și așa mai departe. Noi dacă o ajungem la aceasta, noi depășim starea de sărăcie. Fiindcă vin oameni cu multe inițiative, cu posibilități și mai departe, și se mișcă totul. Asta e o axiomă. Dacă i-a ajuns la nivelul de premiu Nobel, înțelegeți. Întrebarea este când cetățenii Republicii Moldova și țara noastră cu sistemul ei per general vom ajunge la această când concluzie? Va avea o guvernare bună și eu cred că lucrurile pot să schimbe foarte rapid. Haideți să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim la discuția noastră după câteva momente. Doamnelor și domnilor, rămâneți aproape, revenim imediat. Doamnelor și domnilor, iată ne reveniți în studio, suntem pe ultima sută de metri a acestei emisiuni și vorbeam împreună cu invitații mei înainte de publicitate despre o conștientizare a faptului că o libertate economică pentru o țară înseamnă de fapt totul și atunci când vom conștientiza împreună cu cetățenii noștri și cu sistemul luat pe general că trebuie să asigurăm această libertate a economiei, atunci vom avea și progrese și vom avea și oportunități și vom merge înainte și vom avea mâncarea noastră de acasă atunci când vom merge în Uniunea Europeană. Domnule președinte, domnule prim-ministru, haideți să facem ca o concluzie a discuției noastre de astăzi. Aveți dreptate, domnule președinte, eu mi-am schițat un pic altfel la discuția noastră de astăzi, așa voiam un pic mai mult să criticăm, să aducem argumente, dar să știți că a ieșit o discuție bazată pe ceea ce trebuie să facem noi toți împreună pentru a uni și a consolida țara și nu a propaga și a dezvolta mesaje de instigare la ură și xenofobie, cum auzim mai nou. Domnule președinte, vorbeam în publicitate că aveți două îngrijorări mari, vă las să ne spuneți despre ele și după care, domnul prim-ministru, vă adresez și dumneavoastră ultima întrebare, vă rog tare mult, ce vă îngrijorează? Înainte de îngrijorare, încă un moment vreau să spun, deci lucrurile acestea cu satul european și mai departe, indiscutabil, un lucru bun, vii în sat, vezi ceva mai modern de acum, înțelegi, schimbările ți se vede. Dar toți primarii îs incluși în procesul acesta de a face proiecte. Așa. Și de le apăra, trebuie mai plătit niște bani cuiva, un alta, mai spun ca să fac proiectele acestea. Da. Cum eu îl întreb pe un primar? Bine. Dar proiecte de producere, voi cu ce vreți să trăiți? Oamenii ăștia s-au ocupat cu ceva aici la Moinsat. Da. Livezi a fost? Da, dar e deșifrat, acum a lichidat unul. Ok, a lichidat, l-a spus de făcut altceva acolo. Dar ia că a vrut unul să vină să facă niște de astea fotovoltaice. Eu zic, ascultă, nu el trebuie să vii, tu trebuie să ai un proiect, duci să-l cauți. Bă, veniți la mine în sat, că eu vă promit de vă dau, am pământ, vă scutesc de ceva, un timp anumit și mai departe. Proiecte care să dăie plus valoare, cum spun eu, care să dăie bani, ca oamenii să trăiască acolo. Și acum, noi putem să creăm așa o situație, o deformație. Când este satul european cu toate aspectele acestea foarte bune, dar oamenii n-au unde lucra și mie mi-a spus unul, închid robinetul și duc iar la fântână, fiindcă trebuie să plătească.
Alții mai lemne cumpără și mai departe nu se folosesc din gaz, că e foarte scump. Dezvoltarea Republicii trebuie să meargă concomitent cu toate aspectele care creează bunăstare, care creează un confort și un nivel decent, elementar de viață. Acum ce mă deranjează pe mine? Două lucruri. În situația care ne aflăm noi, o parte divină, eu aș vrea ca să fie, să iei asupra sa funcționare din Uniunea Europeană. Noi avem o mentalitate a oamenilor aici. Când era țară, când era comuniști și așa mai departe, se întâmplă ceva, hai să te adresezi undeva. Acum mentalitatea s-a format, când noi ne ducem în Europa, Europa are funcționare, foarte mulți, da, care din când când vin aici și mai critic spun, băi băieți, asta faceți bine, asta nu faceți bine. La noi, în ultimul timp, iar țară de poveste. Oamenii spun, băi, dar ieși, nu văd și care-i, vezi că sărăcia crește, toate lucrurile se crește. De ce nu vorbesc ei toate chestiile? Să încep fel de fel de bănuieli. Chiar reprezentantul care e aici la noi, pe loc. Deci eu aș vrea, și un blogger a scris la chestia asta, am citit, de-a nostru, o citit că uneori trebuie să fie pregătită pentru lucrul ăsta, ca să răspundă la niște întrebări. Foarte firești. Cum trebuie să ne comportăm noi? Asta ne mai fac observații undeva, unde nu facem noi cumva și așa mai departe. La două probleme mă deranjează, diaspora. Sunt niște teme care nu vor să le discute nimeni. Dar pe mine deranjează faptul că se... Deci, de, crăpătura asta, nu știu dacă se poate de spus cuvântul ăsta, așa am înțeles, dar distanța asta între diaspora și cei care trăiesc aici, cu părere de rău, adâncește. Pe mine mă deranjează toată chestia asta. Și eu aș vrea, eu nu știu ce vreau, ce trebuie de făcut, dar eu aș vrea, ca și cei de loc, dar și diaspora, să discute, să mai vorbească cu oameni. Nu știu, erau fel de fel de proiecte când, nu știu, în Israel sau nu știu unde, că tu dacă, așa un țară mi-au spus, că dacă tu trăiești mai puțin de 5 ani de zile, votezi, dar dacă tu ești cu toată familia acolo, dar copiii nici nu știu română, așa mai departe, mai în scurt. Aici este o problemă și eu nu aș vrea ca să fie adâncită, fiindcă în diaspora trăiesc un om în care eu văd în perspectivă o categorie de oameni extraordinar. Noi am să avem ieșiri în diferite instituții, în diferite... și oamenii ăștia trebuie să întărească acolo. Și discrepanța asta să nu ivească între cei care trăiesc acasă și aceștia. Și sosirea nu trebuie să vină numai la partea de jandarmi. Așa, domnul prim-ministru, vă rog, în loc de concluzie acestei discuții de astăzi, mai avem destul de puțin timp, vreo două minuțele, vă ofer cuvântul. Deci, noi avem o zi extrem de importantă, data de 3 noiembrie, atunci când urmează să fie ales președintele Republicii Moldova. Eu îmi doresc foarte mult ca alegerea cetățenilor să fie liberă și nu influențată prin frică, prin presiune, prin manipulare, dar prin prezentarea argumentelor, viziunilor de dezvoltare Republicii Moldova. Și eu tare sper că după aceste alegeri, indiferent de scor, guvernarea în întregime va accepta în primă instanță un dialog larg, nu formal, larg cu părțile sociale din Republica Moldova, în așa fel încât să nu fim duși în Europa, dar să mergem toți împreună, spre exemplu, în Europa. Și un lucru pe care vreau să-l adresez, eu nu vreau să îndemn să votez într-un fel sau altul, dar ca oamenii să înțeleagă că votul chiar contează. Să fim cât mai mulți la vot și o să explic dincolo de necesitate de ieși la vot. Și cu cât mai mulți cetățeni vor vota, cu atât mai puternic va fi mandatul viitorului președinte. Exact. Domnule președinte, domnule prim-ministru, vă mulțumesc că ați acceptat să veniți astăzi să avem această discuție. Vă mai aștept aici în studio, de ce nu, să vorbim despre ceea ce se întâmplă, pentru că oamenii de acasă, cei de acasă, trebuie să cunoască toate dedesubturile și politicului din Republica Moldova și nu doar. Vă mulțumesc tare mult! Mulțumesc tare mult! Și vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, eu vă dau întâlnire săptămâna viitoare, în zi de vineri, atunci când i-am invitat aici în studio pe ambii candidați care vor lupta pentru șefia
țării în turul 2. Este vorba despre Alexandru Stoianoglu și actualul președinte Maia Sandu. Vedem dacă vor avea loc aceste discuții. Sperăm să avem un răspuns afirmativ și să avem undă verde acestor discuții. La revedere, rămâneți cu ochii pe mine.